Bună ziua, mulțumim celor care urmăresc această sesiune live. Astăzi, împreună cu medicul epidemiolog din cadrul ANSP, Alexei Ceban, vom aborda subiectul certificatelor de vaccinare eliberate în urma vaccinării împotriva COVID-19. Vă îndemnăm să puneți cât mai multe întrebări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății. Vom răspunde la toate la finalul sesiunii. Astfel, domnul Ceban, cine este eligibil pentru a primi acest certificat de vaccinare împotriva COVID-19? Bună ziua! Deci, în primul rând, fiecare persoană care a fost vaccinată va primi acest certificat de vaccinare. Este un certificat de vaccinare care se eliberează indiferent de persoană, indiferent de categorie. Deci, aceasta este o evidență medicală a persoanei care a fost vaccinată împotriva COVID-19. Cum obținem acest certificat? De fapt, ce înseamnă? Care este rolul acestuia? Este, de fapt, o dovadă oficială că persoana nu este o sursă de infecție? În primul rând, este dovadă oficială că a fost vaccinat. Deci, certificatul de vaccinare se generează din cadrul sistemului informațional a registrului de vaccinări COVID-19. Deci este un sistem total diferit de toate sistemele informaționale efectuate până acum și este implementat și aprobat prin hotărârea de guvern, astfel că acest sistem este în cloud-ul guvernamental, adică asigură o protecție a datelor foarte înaltă și putem spune cu certitudine că aceasta este dovada oficială, deci care este acordată de către autorități pentru persoana vaccinată. Fiecare certificat de vaccinare își are un rol, da? Pentru că noi spunem că este evidență medicală, dar poate fi folosit, spre exemplu, în unele condiții de traversare a frontierei. Aceasta ar lua povara persoanei de a face testul PCR, adică testul pentru identificarea prezenței virusului SARS-CoV-2. Deci testul PCR este unul destul de incomod, unul destul de costisitor, deoarece statul acoperă gratuit testarea persoanelor cu simptome specifice sau dacă a fost în contact cu o persoană cu COVID-19. Deci nu putem testa fiecare persoană care are dorință de a pleca la odihnă, spre exemplu. Doi, deci noi folosim certificatul de vaccinare ca o comoditate, dar mai mult este o necesitate în prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Adică persoana vaccinată deja nu prezintă un pericol pentru cei cu care deci pleacă, spre exemplu, într-un transport comun, dar de asemenea nu prezintă pericol pentru țara în care pleacă. Fiecare țară își încearcă să-și protejeze cetățenii. Acest lucru îl face Republica Moldova, dar și alte state. Și, spre exemplu, având certificatul de vaccinare, desigur avem o careva facilitate, cu toate că noi am menționat, deci nici într-un caz certificatul de vaccinare nu este un pașaport care ar obliga o persoană sau alta sau i-am interzice mobilitatea acestei persoane. Deci ea are câteva opțiuni, totuși încurajăm vaccinarea persoanelor datorită faptului că vaccinarea este cea mai sigură metodă de prevenire a bolilor, inclusiv pentru COVID-19. Totul ce am făcut noi până acum, mască, dezinfectant, deci păstrarea distanței sociale, a avut un impact mai mic asupra răspândirii virusului și aceasta a asigurat doar o atenuare, adică să nu avem un impact major la un moment dat. Totuși nu putem asigura sustenabilitatea acestor măsuri. Asta este problema cea mai mare. Vaccinarea asigură deci acest scut în care persoana nici nu poate să se infecteze și reduce drastic șansa de a transmite cuiva virusul SARS-CoV-2. Va fi un document sub formă printată sau în formă digitală? Deci este un document, în primul rând, electronic. El este generat în format PDF. Adică toate datele care sunt stocate în registrul electronic sunt evidențiate în acest certificat de vaccinare. Și el poate fi printat,
poate fi stocat, desigur, și în format electronic, dacă este și este convenient și medicului de familie sau a centrului de vaccinare. La moment, deci vom face și acest certificat electronic în care persoana va putea, de exemplu, singur să și-l poată descărca de pe pagina oficială vaccinare.gov.md. Va fi o căsuță unde introducem IDNP-ul, astfel că va putea fi generat acest certificat pentru conveniența persoanei, pentru a nu pleca până la centrul de vaccinare și a-l avea, de exemplu, în smartphone-ul său și a-l putea prezenta oricând. Ce informații va conține acest certificat de vaccinare? Avem, în primul rând, datele personale. Deci ține de nume, prenume, vârstă, IDNP, sex, deci unde este persoana domiciliată sau de unde această persoană provine și datele despre vaccinare. Datele despre vaccinare conțin numărul dozei, avem doza 1, doza 2 pentru practic toate tipurile de vaccin și doar pentru vaccinul Johnson & Johnson sau Janssen este de o singură doză. La compartimentul de doze este specificat producătorul, adică deci ce fel de vaccin avem, desigur seria vaccinului, pentru că noi trebuie să asigurăm o evidență strictă a persoanelor cu ce fel de serie a fost vaccinată. Aceasta ne permite să creștem și farmacovigilență, dar și de evidență a persoanelor și a stocurilor. Deci este seria vaccinului, ulterior data administrării și deja pentru doza 2 sunt aceleași variabile. La sfârșit de certificat sunt datele centrului de vaccinare, este locul de ștampilă și semnătură. Desigur, odată cu semnarea electronică acestui certificat, va fi practic exclus ștampilarea acestor vaccinuri, acestor certificate cu ștampila umedă. Dar aceasta se va întâmpla după perfectarea sistemului, astfel că să nu mai fie necesară ștampila umedă, deoarece chiar ea devine problematică pentru persoane în cazul în care și-a pierdut certificatul sau nu și l-a obținut la timp. Astfel că doar vom genera acest certificat și atâta tot. Cum ne asigurăm că datele noastre personale sunt protejate? Foarte simplu. Pentru asta suntem noi, autoritățile din domeniul sănătății, dar și din autoritățile din domeniul tehnologiilor informaționale. Adică datele noastre sunt stocate sigur și acest acces la date le poate avea doar persoana care a fost vaccinată, doar centrul de vaccinare pentru a avea această evidență și atât. Deci, ulterior, la nivel regional și național, se generează doar cifre agregate. Astfel că, spre exemplu, eu fiind vaccinat, îmi voi vedea datele în certificatul de vaccinare, medicul meu de familie îmi va vedea datele, deoarece noi suntem într-o strânsă, să spunem, legătură cu medicul de familie, ca medicul de familie să poată monitoriza și sănătatea. Și medicul de familie are deci, responsabilitatea de păstrare a datelor cu caracter confidențial. Ulterior, nimeni nu poate vedea aceste date. Deci, la nivel regional, de exemplu, dacă au fost 6 persoane vaccinate într-o zi, într-un centru de vaccinare, cei din cadrul Centrului de Sănătate Public sau Agenției Naționale pentru Sănătate Public sau Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale vor putea vedea doar o cifră 6. Atâta tot. Deci nu vor vedea nume, prenume, IDNP sau alt fel de date. Deci trebuie să fim siguri că această protecție a datelor va fi asigurată. Și cum am menționat-o, deci este pe platforma cea mai sigură, guvernamentală, unde este o securitate cibernetică destul de înaltă. Odată ce va fi gata acest sistem electronic pentru certificatul digital, atunci nu se va mai elibera certificatul printat la centrul de vaccinare și persoana va fi ghidată pentru a-și descărca acest certificat digital sau va primi și din cadrul centrului de vaccinare imediat după ce se vaccinează și va fi ghidat cu posibilitatea de descărcare? Desigur, voi menține această tradiție de printare a certificatului. Nu fiecare persoană deține gadgeturi, smartphone-uri sau careva
instrumente prin care ar putea descărca sau a deține acest certificat electronic. Noi vom printa în continuare acest certificat, doar că vom avea și posibilitatea de a avea acest certificat digital. Și vreau să menționez că un moment destul de important în acest certificat este QR codul. Da? QR codul știe cu toții ce este, este acel pătrat în care sunt foarte multe punctuleți. Fiecare punct deține o variabilă din certificatul dat. Astfel că când îl scanăm cu un telefon sau cu un scanner special, acesta ne va afișa datele noastre care sunt în centrul de vaccinare. Astfel că va putea fi posibil să vedem dacă datele din QR code și certificat coincid din aceste două. Și va mai fi și semnătura electronică în certificatul de vaccinare. Asta este o măsură de siguranță și, într-adevăr, este foarte important acest QR cod. Da, deci QR codul chiar de la inițial, de la începutul campaniei de vaccinare din 2 martie, cu toții cunoaștem că sistemul informațional deja era pus în funcțiune, astfel că autoritățile s-au pregătit foarte bine pentru a avea un sistem de monitorizare și de raportare excelent, în cazul în care sunt excluse practic toate erorile umane sau dificultatea de a raporta datele, pentru că este foarte dificil de a raporta date zilnice într-o campanie de vaccinare și trebuie să ne imaginăm că dacă noi vaccinăm, spre exemplu, 20.000 de persoane într-o zi, trebuie să avem evidența acestor persoane la număr agregat pe teritorii categorie, astfel ca să putem vedea acoperirea vaccinală, să vedem unde sunt teritoriile cu cele mai vulnerabile în răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, acest QR code va fi inclus în certificatul de vaccinare și vom putea prezenta, de exemplu, cu telefonul la frontier sau alte, de exemplu, nu știu, evenimente sau... Da, desigur, dar și acum noi putem face, chiar și cu certificatul printat în data de 2 martie, noi avem posibilitatea de a scana acest QR code unde este IDNP-ul, numele, prenumele persoanei, astfel că este validat acest certificat de vaccinare. Desigur, trebuie să înțelegem foarte bine că fiecare țară își pune unele măsuri specifice. Deci noi nu putem avea o viziune clară pentru întreg globul plământesc. Asta și am vrut să vă întreb. Care instituții vor recunoaște acest certificat de vaccinare dacă va fi recunoscut peste hotarele țării? Certificatul de vaccinare, în primul rând, este în 3 limbi. Română, rusă, engleză. Adică engleza ar asigura deci cea limbă internațională de circulare în care fiecare punct de frontieră cunoaște această limbă. Asta este primul. Doi, sunt incluse, deci, cum am spus, elementele de securitate. Și dacă statul, spre exemplu X, nu știu, vorbim de Ucraina sau Turcia sau o țară din Uniunea Europeană și are specific unele recomandări. Spre exemplu, nu se primește certificatul în cazul în care nu este seria vaccinului, da? Sau nu este denumirea producătorului, sau nu este data administrării. Desigur că acest certificat nu va fi considerat valid. De aceea, încă în luna februarie, noi ne-am condus după recomandările internaționale de elaborare a unui certificat de vaccinare, astfel că el să fie aliniat din start la toate cerințele. Deja ce încearcă a face Uniunea Europeană de a face un certificat digital COVID-19, foarte important aici. Deci nu doar pentru vaccinare, dar și pentru testul PCR sau pentru cei care au avut boala COVID-19, este un certificat complex și pentru statele membre ale UE. La moment, toate acțiunile, desigur că sunt concentrate asupra acestor state, membre ale Uniunii Europene, dar să nu uităm că chiar dacă Republica Moldova, de exemplu, are un timp de așteptare până va fi conectat la acest certificat de vaccinare, și alte state înalt dezvoltate din alte regiuni ale lumii, desigur, vor avea aceeași problemă, deoarece Uniunea Europeană nu poate conecta în toate țările din diferite continente. Spre exemplu, vorbim de Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Statele Unite, Canada sau alte state.
Deci va fi, sunt elementele necesare unui certificat de vaccinare, care Republica Moldova deja le-a îndeplinit. Deci suntem siguri că avem acele certificate cu toate variabilele. Variabile, când vorbesc, sunt acești indicatori, identificatori. Doza, seria, nume, prenume, IDNP. Deci noi deja toate acestea le avem și le putem genera electronic. A rămas o nimică toată doar de a alinia certificatele. Dar, cum și-am menționat, deja multe state recunosc certificatul de vaccinare. Care state anume, dacă puteți? Putem spune cu certitudine, spre exemplu, Ucraina, putem spune unele state din Uniunea Europeană. De ce spun unele? Pentru că independență de stat, chiar și Uniunea Europeană și are, fiecare țară și ajustează. Și este foarte complicat la moment, de exemplu, dumneavoastră mă întrebați, puteți să-mi dați lista în care certificatul din Republica Moldova este recunoscut? Eu pot să vă dau această listă, dar această listă se poate modifica în orice clipă, deoarece fiecare stat își pune în aplicare unele măsuri, astfel că este imposibil de a avea această monitorizare, aceste liste, și încurajăm toate persoanele atunci când pleacă peste hotar să ia legătura ori cu ambasada sau cu poliția de frontieră sau cu aeroportul unde pleacă pentru a cunoaște toate cerințele și dacă acest se informeze. Cât mai eficient desigur. Posibil. Da, la ce etapă totuși ne aflăm acum pentru a fi aprobat acest și care este planul în câteva săptămâni, luni pentru aprobarea acestui certificat în statele UE? Lucrăm din luna mai, odată cu apariția informațiilor de la Comisia Uniunii Europene, astfel că QR codul este practic deja schimbat, rămâne a fi pus doar în aplicare. Mai sunt careva nuanțe tehnice de conexiune, astfel că deja au fost câteva ședințe tehnice și organizatorice cu membrii Comisiei Uniunii Europene și cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel că suntem în pas cu toate statele care încearcă să adere la acest certificat de vaccinare. Uh-huh. Cu ce obstacole ne putem confrunta atunci când deținem două certificate de vaccinare? Unul obținut pentru prima doză, de exemplu, în România și a doua doză, dacă o facem, o administrăm în Republica Moldova. Noi am spus că, din punct de vedere medical, suntem mai mult bucuroși de a administra doza 2, ori de unde ar veni această persoană. Pentru acest lucru, noi ar trebui să avem seria vaccinului care este în acea țară. Desigur, nu putem asigura compatibilitatea acestor certificate ca să fie incluse în sistemul nostru informațional. Și, practic, toate țările au aceeași politică de introducere a datele în cadrul unui sistem informațional. Este foarte complicat, de exemplu, de a valida un certificat de vaccinare atâta timp cât, de exemplu, nu îi poți controla veridicitatea la 100%. Da? Exact. Sunt unele state, spre exemplu, în care certificatul de vaccinare este scris cu stiloul sau este tapat electronic, fără a avea careva elemente de siguranță, spre exemplu QR codul sau poate fi lipsa semnăturii electronice și așa mai departe. Adică noi încercăm să aliniem și cumva să integrăm această doză întâi de peste hotarele țării. Este puțin mai complicat și din punct de vedere IT, dar persoana dată își asumă din start responsabilitatea pentru aceste două certificate. Nu văd o problemă mare pentru poliția de frontieră din cadrul oricărui altui stat de a verifica două certificate, pentru că ambele sunt în limba engleză, ambele pot fi validate, de exemplu, certificatul din Italia, desigur că este unul valid pentru noi. Și certificatul din Republica Moldova este valid pentru că are aceleași variabile. Adică nu ar fi complicat, doar că interfața sau designul diferă. Deținătorii certificatelor de vaccinare se vor bucura de anumite beneficii sau vor avea acces liber la anumite evenimente, nu știu, în interiorul țării, în țară? Ne uităm la practica internațională, spre exemplu, în Uniunea Europeană, unele evenimente sunt efectuate doar cu intrarea cu certificatul de vaccinare.
da, sau cu testul PCR, atunci tu nu prezinți pericol pentru cei din jur, deci minimalizezi maxim riscul. Pentru Republica Moldova, desigur, încercăm maxim ca să nu influențăm deci mobilitatea persoanei, dar vedem și ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic în unele state, precum Marea Britanie, Federația Rusă, dar și chiar în alte state unde este o creștere de cazuri. Desigur că persoanele care sunt vaccinate sunt protejate. Nu pot să dau un răspuns acum afirmativ sau infirmativ la această întrebare. Dacă vorbim despre cetățenii din stânga Nistrului, sunt la fel de eligibili ca și cei din dreapta Nistrului? Certificatele de vaccinare sunt la fel? Care este situația la moment? Da, am fost semnalați de câteva ori că unele persoane din stânga Nistrului nu pot trece frontiera, spre exemplu, cu Ucraina. Această situație a fost rezolvată prin intermediul autorităților oficiale, astfel că persoanele din stânga Nistrului beneficiază de același certificat care este generat de sistemul unic. Deci toate persoanele vaccinate în stânga Nistrului au certificat ca și în cei din dreapta Nistrului. Astfel că nu este nicio diferență, el este la fel valid pentru că este generat pe același sistem. Nu poți interzice unor persoane, de exemplu, având același produs la mână sau certificat. Și deci, rezolvând această întrebare, sperăm că astfel de conflicte sau de incidente să nu se mai repete, pentru că toți suntem egali și întotdeauna am vorbit că programul național de imunizări, mai ales cel anti-COVID-19, are un principiu și se numește echitate. Deci echitatea și egalitatea trebuie să fie în capul mesei. Da, avem câteva întrebări din partea presei. Certificatele de vaccinare sunt eliberate gratuit. Cât timp va fi valabil acest certificat de vaccinare, la fel ca și perioada vaccinului? Procesul de vaccinare, vaccinul, este oferit gratuit, ca și certificatul de vaccinare, care este gratuit. Nici într-un caz nu se percepe niciun cost pentru chiar și printarea acestui certificat sau semnare sau ștampilare. Deci astfel de incidente trebuie să fie excluse și desigur raportate dacă au fost astfel de cazuri. Nu avem niciun semnal în privința astfelor de evenimente. Desigur, statul îi asigură cetățeanului toată posibilitatea de a se proteja împotriva COVID-19 și de a avea aceleași facilități ca și alți cetățeni ale altor țări. Ce facilități vor avea cei care vor dispune de certificatul digital în raport cu ceilalți care nu îl vor avea? Noi am răspuns la aceste întrebări, majoritatea care sunt deja ați menționat. Și totuși, de ce este atât de important să ne vaccinăm pentru a putea călători în siguranță? În primul rând, mesajul nostru este nu trebuie să ne vaccinăm doar pentru motivul că dorim să călătorim. Este important să ne gândim la propria sănătate și la sănătatea celor din jur. Odată ce ne vom gândi că obținem vaccinarea pentru a avea o mobilitate sporită, ne înșelăm amarnic, deoarece fiecare dintre noi poate fi o sursă de infecție. Chiar și cei care au trecut prin boala COVID-19, pentru că nu înțeleg de ce până în ziua de astăzi persoanele nu vor să perceapă că există riscul de reinfectare. Și posibilitatea vaccinării după COVID-19 se face odată la 2 săptămâni de la însănătoșire, indiferent de forma bolii. Doar pentru formele de boală, cum este una extrem de gravă, în care persoanele au le s-au administrat anticorpi monoclonali sau le s-au făcut transfuzii de plasmă, doar acei sunt scutiți pe o perioadă de 3 luni de zile sau le este amânată vaccinarea. În rest, toți noi suntem eligibili pentru vaccinare și vreau să vorbesc despre o întrebare care mi-am adus aminte că nu am dat răspuns. Deci cât este valabil acest certificat de vaccinare? Răspunsul este cât este valabilă imunitatea post-vaccinare. Da, dacă noi am comparat imunitatea post-infecțioasă cu cea de după vaccinare, atunci cea de după vaccinare este una mult mai mare decât cea după infecție.
Spre exemplu, după suportarea bolii COVID-19, persoana practic este protejată la o distanță de 3, maxim 6 luni, astfel că riscul de reinfectare crește odată după 3 luni. Certificatul de vaccinare, da, noi am spus că el nu are o valabilitate și nu poate fi comparat cu alte tipuri de certificat. El este și va deține această valabilitate în dependență de răspunsul imun a organismului și cât această imunitate va fi în continuare prezent. Astfel că putem spune cu certitudine, încă o dată, că imunitatea post-vaccinală este mult mai înaltă ca cea post-infecțioasă și la moment valabilitatea acestor certificate încă nu este stipulată la recomandări internaționale. Da, cum vom răspunde la întrebările urmăritorilor? Cineva întreabă dacă certificatul de vaccinare poate fi considerat nevalabil dacă o țară sau alta nu recunoaște vreun vaccin administrat în Moldova. Există această provocare pentru oricare țară. Noi avem vaccinuri autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului, de către OMS, deci acestea sunt vaccinurile care pot fi prezentate, certificatele pot fi prezentate, spre exemplu, în călătoria Uniunii Europene. Uniunea Europeană, spre exemplu, la moment încă nu recunoaște deci certificatele de vaccinare cu un alt tip de vaccin care nu a fost autorizat de urgență de către Agenția Europeană a Medicamentului sau Organizația Mondială a Sănătății. Astfel că suntem în așteptarea autorizării, spre exemplu, a vaccinului Sputnik V, elaborat de Institutul Gamaleya, care este în proces de autorizare. Nu pot să vă spun acum o dată precisă, dar la sigur aceasta se va întâmpla și nu putem influența decizia unor state membre UE. Mm-hmm. O altă întrebare, dar de fapt noi am răspuns. Certificatul oferit de autoritățile sanitare moldovene este echivalent cu cel digital european? Variabile sunt aceleași. Deci toată informația care este prezentată în certificatul digital al Uniunii Europene a fost integrată încă din luna februarie, cum am spus, pentru sistemul informațional sau registrul de vaccinare din care se generează acest certificat. Nu avem careva divergențe în date, doar că certificatul digital al Uniunii Europene este conectat la un sistem intern a Uniunii Europene. Deci acest sistem verifică semnătura electronică, spre exemplu, a autorității emisii din Olanda sau din Belgia sau din alt stat. Când vom avea și noi unda verde de a ne conecta la acest sistem, sper că acesta se va întâmpla foarte curând, vom putea spune cu certitudine că certificatele vor fi identice. La fel, o altă întrebare, poate nu la subiect, dar este legat de vaccinul împotriva COVID-19. Dacă am administrat un vaccin, peste cât timp putem să administrăm vaccinul împotriva COVID-19? De exemplu, un vaccin anti-rabic sau... Am înțeles. Da, procesul de vaccinare nu ține doar de COVID-19. Noi ne aliniem întotdeauna recomandărilor internaționale. Deci până la ultimul practic moment am recomandat deci o distanță de 14 zile dintre vaccinul COVID-19 și alte tipuri de vaccinuri. Mai recent, deci Marea Britanie și deci Institutul de Sănătate Publică din Marea Britanie a recomandat deja trecerea la distanță de 7 zile, datorită că vaccinul deci nu interferează cu alte tipuri de vaccinuri și astfel că imunitatea este una de durată atât cât pentru un tip și pentru altul. Și cel mai recent este recomandarea Comisiei Consultative de Experți în domeniul imunizării din Statele Unite ale Americii și Canada, în care se menționează că vaccinurile pot fi administrate concomitent chiar și cu vaccinul COVID-19, doar că acesta să nu fie viu atenuat.
Spre exemplu, din vaccinurile vie atenuate pot fi menționate vaccinul împotriva poliomielitei și cel rotaviral, astfel că practic nu există, noi nu putem vaccina persoanele cu astfel de vaccinuri la o vârstă de peste 18 ani. Acestea sunt vaccinurile care sunt administrate în copilărie. Deci vaccinurile pot fi administrate și concomitent, dar desigur ne orientăm spre recomandările internaționale și a celor mai prestigioase, deci, asociații științifice. Alte întrebări nu mai sunt, doar dacă dumneavoastră vreți să faceți unele completări. Da, am vrut să aduc un mesaj simplu tuturor celor care ne privesc, ca să înțelegem cât de important este procesul de vaccinare acum și nu mâine. Deci noi acum avem șansa să ne vaccinăm pentru a preveni următoarele consecințe ale COVID-19. Fiecare dintre noi se poate uita la alte state care se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri de infecție, adică de îmbolnăviri, cazuri de decese, din cauza răspândirii tulpinii Delta sau cea tulpină indiană. Vaccinurile AstraZeneca și Pfizer-BioNTech au fost demonstrate a fi extrem de eficiente împotriva acestei tulpini și alte tipuri de vaccinuri de asemenea au un grad înalt de eficiență. De aceea vă rog foarte mult, mergem la vaccinare acum, nu amânăm pentru o zi sau pentru alta. Fiecare zi ne costă vieți și ne poate costa un nou val de infecții. Acest val de infecție ne va duce din nou la unele măsuri de restricție. Putem să ne uităm ce se întâmplă acum în jur. Deci, practic, am revenit la o viață similară cea din 2019. Am uitat de orice distanță socială și este foarte bine că să ne reamintim că riscul persistă și riscul este unul iminent. Menționez încă o dată, fiecare persoană care a trecut prin boala COVID-19 este eligibilă pentru vaccinare, deci poate fi vaccinată odată cu trecerea unei perioade de 2 săptămâni de la vindecare. Menționez că persoanele care, spre exemplu, au comorbidități și au hipertensiune arterială, în primul rând, pentru că am auzit astfel de argumente că deci are o tensiune arterială de 150, spre exemplu, și nu este vaccinată astăzi. Din contră, această persoană este deci indicată vaccinare. Doar că așteaptă 10 minute până deci își trage un respiro în cazul în care a făcut un efort până la centrul de vaccinare și poate fi vaccinat. Persoanele cu comorbidități, adică cu boli concomitente, sunt expuse riscului cel mai mare. Și noi am demonstrat acest lucru că deci, dacă la un moment dat, dintr-o sută de cazuri de îmbolnăvire, practic am avut 2-3 cazuri de deces. Pentru cei cu comorbidități, adică cu boli concomitente, acestea se ridică până la 10 și mai mult. Deci riscul crește îndată ce persoana are unele comorbidități. Nu uităm că profesorii, deci nu uităm cei din sistemul educației social, de asemenea, necesită a fi vaccinați acum, deoarece procesul educațional se va începe deja în curând. Nu a mai trecut, nu mai sunt atâtea luni până la începerea anului școlar, astfel ca să putem administra și prima și a doua doză. Deci încurajăm pe toți cei din sistemul educațional social de a se vaccina. Dar și fiecare dintre noi trebuie să fie promotorul și aduce mesajele corecte împotriva vaccinării împotriva COVID-19. Îndată ce vom aduce mesaje eronate, acesta ne va pune încă o perioadă în care noi vom fi expuși riscului. Deci fiecare dintre noi își ia pe cei dragi alături și pleacă la vaccinare. Vaccinarea, toți suntem eligibili pentru vaccinare începând cu vârsta de 18 ani, deci nu amânăm nici o zi acest proces. Și vreau să spun despre reacțiile adverse foarte rapid. Nu trebuie să ne îngrijorăm că vom avea reacții adverse, trebuie să ne bucurăm că vom avea aceste reacții. Aceste simptome arată răspunsul imun că este unul adecvat.
acea febră, acea oboseală pronunțată, frisoane, dureri musculare, articulare. Deci acestea sunt lucruri normale care se întâmplă după vaccinare. Nu trebuie să ne punem în gardă sub nicio formă. De exemplu, eu am fost vaccinat, părinții mei au fost vaccinați și dumneavoastră aveți colegi, prieteni, rude care au fost vaccinați și toate sunt ok. Doar aceste simptome sunt de o durată foarte scurtă, de până la o zi, două, care trec fără niciun tratament. Nu ne facem griji de astfel de evenimente și plecăm cu inima deschisă la vaccinare. Și o facem cât mai rapid. Vă mulțumesc foarte mult. Da, da. Vă mulțumim tare mult. Încă o întrebare, da, totuși o întrebare foarte populară în rândul cetățenilor. Dacă administrăm un pic mai târziu doza, a doua doză de vaccin decât perioada indicată de specialiști, este o problemă? Ar putea afecta? Dacă avem un interval mai mic decât cel recomandat sau un interval mai mare? Nu, dacă administrăm un pic mai târziu decât intervalul recomandat. Da, nu există nicio problemă dacă dumneavoastră ați întârziat la vaccinare cu o zi, cu două, cu o săptămână, chiar și cu o lună. Spre exemplu, în Israel au fost persoane care au fost vaccinate cu două doze la o distanță de 6 luni. Dar aceasta, deci desigur noi recomandăm un interval optim pentru ca persoana să fie complet să asigure un răspuns imun adecvat. În cazul în care chiar intervalul crește de la 21 de zile la 30, la 40 de zile, nu a fost semnalată o scădere foarte mare a imunității. Dar din contră, spre exemplu, la AstraZeneca, în cazul în care noi amânăm intervalul de vaccinare de la 4 la 8 la 12 săptămâni, crește, deci, titrul de anticorpi. Astfel suntem mai bine protejați. Vă mulțumim pentru aceste informații utile și celor care au urmărit această sesiune live. Săptămâna viitoare ne revedem tot aici. Vom aborda subiectul despre mitul infertilității, care este răspândit în spațiul public. Vaccinați-vă împotriva COVID-19 și haideți să oprim împreună pandemia.